Exact, coarsurile de brichete care sunt. Este și o groază de coarsuri, fel de fel de. Coarsul clasic de brichetă. Da? Așa. Cum e el aici? Când se... În momentul când clientul s-a dat jos, da, taximetristul cu aparatul pornit, încă pe poziția de lucru, dar care nu mai recizează că el a fost oprit din cursă, da, acționează cu acest coarț în zona de afișaj și în zona unde este amplasată memoria, da, electronică și anulează toată înregistrarea cursei, rămânând în aparatul de taxat numai pornirea. Aceasta este suma care se va regăsi în memoria finală la sfârșitul anului, pentru care societatea va plăti impozit. În loc să plătească pe 20 și ceva de lei, lei, plătește pe 1 leu 50 sau 3 lei 50 cât e pornirea lui. Deci asta? Cur securitate. 1.39, 1.39, 1.39, 1.39. Deci toate cursele astea au fost, sunt bani băgați în buzunarul șoferului. Din deci astea sunt curse. Sunt curse acționate cu coarțul la final. 6, 7, 8, 9, 10, 11 curse din 15 sunt curetate. Toate sunt dovezi clare ale evaziunii fiscale. Legea pedepsește așa ceva. Acest dispozitiv se montează, cum e și asta, e aici un întrerupător. Se, se montează între aparatul de taxat, da, și schema electrică a vehiculului. Da? Nu se vede. Și el ce face? El, în acționarea comutatorului, induce în aparatul de taxat impulsuri false. Practic majorează cursa. Da? Adică aparatul cum funcționează, este legat pentru-un traductor la cutia de viteză a vehiculului și în funcție de distanța parcursă, înregistrează un anumit impuls care se regăsește în tariful per kilometru la aparat. În acționarea maimuței se mărește artificial prețul cursei, automat se afectează bugetul clientului până creșterea artificială a prețului cursei. Deci la o apăsare se dă un impuls, două, trei. Depinde cât. Aceste dispozitive se pot amplasa pe bord oriunde în zona de acces a șoferului. Cât să nu se vadă. Cât să nu se vadă și cât să păcălească. Mai depinde de onestitate, ca să zic așa, șoferul, cât de, cât de des apasă el. Dacă apasă mai rar, nu bate la ochi și poate să majoreze prețul cursei cu o sumă care să nu fie sfidătoare. De obicei, societățile, pentru a plăti cât mai puțin la stat, de fapt scopul e a evaziona și a plăti cât mai puține taxe și impozite pentru sumele încasate, stabilesc un anumit prag al încasărilor legale, ca să spun așa. Dom'le, nu mai mult de 200 de lei pe aparat, e să nu îmi spui, pentru că eu trebuie după aia să plătesc mai mult la stat. Ei își fac planul de 200 de lei cât trebuie să dea bine la un eventual control al autorităților de abilitate, pe lângă banii ăștia trebuie să plătească și cota zilnică, așa, și ce rămâne, îi rămâne lui în buzunar, e câștigul lui net. Toate astea pe barba clientului, bineînțeles, și în defavoarea statului, până la urmă, că se face evaziune. Deci există o fraudare cu bună știință a operatorilor de transport care vor să evite cât mai mult taxe și impozite și dările la stat. E o exploatare a taximetristului. Dacă întrebați orice taximetrist când are zi de leafă și să vă arate fluturașul de salariu sau nu, nu o să există așa ceva. Ei practic vin de acasă, lucrează și se duc și dau bani. Își plătesc și atestatul și inspecția tehnică mașină. Ei tot dau bani la firmă. Care este avantajul lor sau cu ce îi prinde pe taximetriști la mijloc, cu ce îi constrâng? Faptul că le dă posibilitatea să lucreze ca taximetriști pe o autorizație valabilă obținută de societate și asta e șansa lor, dacă vor. Practic îi încurajează de la spate să fure și pe cine? Pe client și pe stat. Indirect le sugerează că asta e practica, dacă vor să... Să le iasă ceva. Să le iasă ceva, să-și mențină. Să se mențină pe... Da. Deci, n-are nimeni interes să folosească aparatura de taxat fiscală conform legii și să-și plătească taxe și impozite. Toată lumea e calată pentru un câștig neimpozabil.